Bună ziua, dumneavoastră și invitațiilor. Salut. Care e situația la voi? Înțeleg că nu vreți să jucați, dar aș vrea să știu interior, dacă poți, care este situația, ce simțiți voi de când sunteți neplătiți, unde se află Dinamo în momentul față, unde sunteți, care e punctul în care vă aflați? E un moment greu până nu vom afla exact ce înseamnă pasul acesta care s-a făcut. Este o situație așa de incertitudine și e greu. E un moment greu pentru că nu știm nimic, nu știm nimic din ce urmează. Nu, Dacă voi n-a vorbit nimeni, Mihai nu v-a spus nu, nimeni. Nu, asta urma să zic, că deocamdată nu ne-a zis nimeni nimic și asta e mai frustrant. E mai greu de gestionat o situație. Câte luni de întârziere ai cu salariul? Sunt la toți angajații 3 luni, 4 luni, 5 luni. Nu asta ar fi problema, dacă ai ști că vine cineva și zice, bă, n-avem bani 3 luni, 4 luni, 5 luni, da, cu adevărat să zică și să știi că peste 5 luni, de exemplu, iei banii, poți să lucrezi liniștit, dar dacă de la săptămână la săptămână, la lună la lună, o să se rezolve, nu o să se rezolve, nu știi, toată lumea așteaptă, rămâne, trece luna, stai că mai trebuie încă o lună să mai așteptăm, să vedem ce se întâmplă și asta e ce mai greu decât neplata salariilor, mai greu e incertitudine să lucrezi. Voi pe cine știi șef la Dinamo? Adică cine credeți că este persoana care trebuie să dea banii la Dinamo? Nu mă pricep chiar așa foarte bine. Din păi ce cum, am nu știți până cine acum, e conducătorul la Dinamo? Păi până acum se ocupau cei din DDB. Am văzut comunicatul, pentru că nu ne-au zis ei direct că nu se mai ocupă, dar din comunicatul pe care l-au dat astăzi am înțeles că nu mai au, cum s-ar zice, au lăsat frâiele în mâna administratului judiciar, nu știu exact cum se, da, cum da, se da, cheamă. Da, exact, mai, așa este. Da, 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 da. Deci, dacă mă întrebați, eu acum știu că șeful clubului, patronul tot, e administratorul judiciar. Din ce am înțeles și ce știu și eu ce am mai întrebat așa, știu că nimic nu se poate întâmpla fără acordul. De acord, dar sunt în continuare aceiași oameni care s-au ocupat de club până... Nu vorbesc de spanioli, că aia nu știu pe unde sunt, dacă mai există, dacă sunt reali. Care s-au ocupat până acum și care n-au dispărut ca prin minune. N-ar trebui să vă spună și vouă ceva? Nu mai au nicio putere. Păi nu, știu că n-au nicio putere, dar ei comunică cu administratul judiciar, că nu, totuși nu se închide într-un birou și face orice și unii stau pe afară și habar n-au. Comunică, întreabă, îi se pun la dispoziție, dacă are tot felul de... comunică între ei, cu noi, n-a ajuns încă la noi. Probabil că e prea din scurt și nu știu nici exact care este situația. Adică deci, am înțeles, luni va fi o ședință extraordinară, ceva în genul ăsta și sperăm că dacă până luni, măcar luni să vină cineva să ne zică și nouă care e situația. E asta, vă dați seama, dacă nu știi ce urmează, e asta e cel mai greu, cel mai dificil să gestionezi o situație. Spaima voastră este că nu vă veți încasa restanțele? Sunt mai multe și asta e una dintre ele. Nu știm dacă avem voie să facem transfer, nu știm ce se întâmplă din multe puncte de vedere, nu neapărat partea financiară. Bineînțeles că pentru toată lumea și asta e importantă, că dacă zice cineva să te duci să muncești un an și să nu iei niciun ban, nu știu câți oameni pe lumea s-ar accepta. Tu simți că ai atins limita suportabilității sau... Scuză-mă. Ziceți-mi asta. Tu simți că ai atins limita suportabilității sau ar mai fi loc de o picătură sau două? E dificil întrebarea. E dificil. Răspunsul e dificil. Noi suntem tineri, și... jucătorii tineri nu... Mihai, tu ești un portar tânăr și trebuie să privești mai mult spre partea de a juca și de asta ești într-o situație delicată să răspunzi acum. Dar e important să fiți tratați toți la fel. Fie că sunteți tineri sau cu experiență, trebuie să fiți tratați la fel. Ianis l-a întâlnat pe Mihai la fel. Noi nu contează așa foarte mult partea asta financiară, dar cum toată lumea știe și cine se pricepe la fotbal știe și poate să zică că în fotbal este, dacă nu cea mai importantă, foarte importantă și starea așa de spirit, partea asta mentală. Și dacă acolo nu ești bine, e dificil să dai randament maxim, randament 100%. Pleci de acasă, te gândești, dar când ajungi și vezi că toată lumea e cu capul în pământ, toată nu știe ce să facă, se vorbește mereu despre același lucru, tensiune, știi, cum știți și dumneavoastră. Ca, da. Na. Și tensiune și acasă, nu, că așa este. Ai familie, banii, nu. Nu, dar știi ce se întâmplă? Că aici poți să scapeți la un moment dat banii, dar toată acest consum inutil sau, cum să spun, fără un aport bun,
Tot acest consum inutil nu ți-l mai dă nimeni, nu ți-l mai compensează nimeni. Și nici acasă nu găsești mentală, și nu mai să-l ascultăm pe Mihai. Da, spune-mi. Nu numai în fotbal, partea asta mentală, nu prea se vorbește așa mult, dar este destul de sigur important mental să fii sigur de ceva măcar, cum v-am zis, măcar să fii sigur că iei banii peste 5 luni, dacă e vorba de bani. Nu e vorba numai de bani, dar zic așa ca situație, că de asta m-ați întrebat. Da. Toată lumea vorbește despre bani, dar nu numai banii sunt problema, că nu rezolvă banii. Dacă vin banii, acum ei toate salariile și aceeași incertitudine, nu cred că se schimbă mare lucru. Doar că ai luat niște bani și numai noi tinerii care n-am strâns bani, nu ne mai gândim că n-avem să ne cumpărăm ce avem nevoie. Dar dacă tot aceeași situație incertă e, tot la fel gândești, nu știi ce se întâmplă, tot... Uh-huh. Același lucru. Te uiți în jurul tău la televizor, pe internet și auzi salariile de la CFR, de la FCSB, de la SEPSE, echipele astea care au stabilitate financiară și tu practic trebuie să te bați cu ele, sunt competitoarele tale. E foarte greu să fii la același nivel. Oamenii au pretenții, ok, ești la Dinamo, standardele sunt ridicate, dar e foarte complicat. Crezi că vor pleca jucători de la echipă? Eu am auzit despre Pulici, am informații că el ar urma să plece. Sunt sigur că vor pleca. Dacă poate să plece și vor găsi putințe legale să plece, sigur vor pleca. Spre mai ales străinii, că am înțeles că pentru ei e mai ușor să scape de situațiile astea. Când sunt neplătiți, poate să depună, nu știu, memorii, ceva la FIFA și scapă mai ușor. La noi, românii, este mai greu. Da, asta mi s-a părut și mie, totuși, o dublă măsură. Dacă joacă, pleacă jucători și n-ai voie să iei, poate trebuie să ne luptăm noi. Noi n-avem reguli. Nu. Păi dacă aveam și noi niște reguli dure... E adevărat și asta. Voi v-ați mai întâlnit între voi, ați hotărât de să nu jucați la amicalul de mâine cu Slobozia, da? Da, e adevărat. Și nici în cel din weekend, mai aveți un amical. Da. A fost o decizie de comun acord, am vorbit între noi și am zis că deocamdată, până nu aflăm mai multe, e mai bine așa. Da. În toată perioada aceasta, tu te simți trădat într-o oarecare măsură în condițiile în care ați fost îndemnat să faceți totul, să salvați Dinamo, să mergeți mai departe și acum vezi că, ajungând cu bine totuși la capătul acestui periplu, lucrurile sunt mai rele decât v-ați imaginat. Te simți trădat? Adică cumva când te așteptai să existe o recompensă sau măcar o certitudine a ceea ce se întâmplă? Nu, joci. Eu nu joc pentru recompense, nu joc să salvez Dinamo pentru cineva. Cred că fiecare a jucat pentru el, fiecare a vrut să-și facă treaba cât mai bine. Era presiunea posibilității acestea, să intri în istoria neagră a clubului și asta te-a motivat, dar nu poți să zici că ai salvat clubul pentru suporteri și acum te-au trădat sau pentru cineva și te-ai simțit trădat. Dar antrenorul e solidar cu cineva voi? În viitor și ar fi zis, bă, o să fie incert, tu ai fi jucat, ți-ai fi dat autogol, ai fi vrut să pierzi, doar că știi ce o să fie în viitor. Fiecare a jucat, a dat totul pe teren și când pierdeam și când făceam egal și când am câștigat, totul pe teren. Da? Cum v-am zis și mai devreme, partea mentală contează foarte mult și cu cât aceasta e afectată, cu atât randamentul e mai scăzut. Tu ce vrei să faci? Vrei să rămâi dacă va continua situația asta? Ai oferte? Că la un moment dat cred că poți să rupi și tu contractul, mă gândesc, dacă nu ești plătit. Nu m-am gândit la lucrurile astea. Cum a zis și domnul Iani, sunt tânăr și pentru mine cel mai important este să joc. Chiar dacă este greu să joci așa în situația asta incertă, nu știu, nu m-am gândit la nimic de genul. Până nu vom ști exact ce se întâmplă, nu vreau să mă gândesc la... Foarte repede vreau să te întreb, că trebuie să luăm o pauză și îți mulțumesc pentru intervenție și pentru explicarea situației. Dacă văzând câteva gafe de la acest campionat european, îți spui, dom'le, totul se întâmplă și la case mai mari, chestiuni de genul ăsta. Păi toată lumea știe că greșeala e omenească. Da, dar unele sunt adeptul diabolici. Mai mari. Portarul slovac ăsta. Unai Simon. Unai Simon, da. Ce-a întâmplat vreodată? Vreodată asta? Nu mai țin. Se întâmplă și la case mai mari. Cum ați zis și dumneavoastră. Da. Mulțumesc foarte mult. Da, mulțumesc, Mihai. Sper să se rezolve situația pentru voi, tocmai pe un castras atât de tare în acest sezon. Vă mulțumesc și eu. Emisiune plăcută. Mulțumesc. La revedere. O să luăm o pauză și revenim.